Horoscop săptămânal 28 octombrie 3 noiembrie 2019. Atenția la detalii și bunul simț sunt condițiile importante pentru succesul acestei săptămâni. Puteți face multe, dar dacă pașii voștri vor fi prost planificați, fără să vă gândiți, va trebui să vă mulțumiți cu succese foarte modeste. Prima jumătate a săptămânii va fi o perioadă de știri conflictuale, multe dintre ele vă vor îngrijora. Cel mai greu va fi pentru cei care nu sunt obișnuiți să verifice faptele, care nu pun la îndoială ce spun alții. Atât în relațiile de afaceri, cât și în cele personale, merită să vă ascultați mai mult vocea interioară decât cuvintele altora. A doua jumătate a săptămânii necesită îngrijiri speciale în toate problemele. Nu va merge totul conform planului, dar veți avea ocazia să schimbați ceva, să obțineți schimbări în bine. Acest lucru va necesita nu numai perseverență, ci și experiență. Încercați să scăpați de calitățile negative cât mai curând posibil, deoarece inhibă foarte mult dezvoltarea. În această săptămână este important să ne eliberăm mintea de tot ceea ce este de prisos, deoarece mulți dintre noi așteptăm transformarea energiei. Berbec. Săptămâna aceasta veți avea parteneri de afaceri sau colegi noi, așa că pregătiți-vă să stabiliți contacte și să căutați teren comun. Norocul promite să vă însoțească în viața personală. Prima jumătate a săptămânii va fi plină de întâlniri interesante și chiar misterioase, de care vă veți aminti multă vreme. Vineri puteți face față unor sarcini dificile, care vă pot provoca multe schimbări în planul profesional. Berbecul începe o perioadă în care sfera finanțelor și a muncii capătă prima importanță. Puteți atrage bani și noroc prin puterea gândului, precum și prin munca grea și entuziasm crescut în muncă. Săptămâna aceasta berbecul nu se așteaptă la schimbări majore, dar, în general, planetele vor deveni puțin mai pozitive pentru el. Va trebui să vă continuați calea anterioară și să nu vă asumați riscuri. Astrologii recomandă berbecului să arate mai multă răbdare și să nu intre în conflicte în această săptămână. Reprezentanții acestui semn trebuie să stea departe de o comunicare neplăcută, precum și să răspundă calm la criticile din partea rudelor și colegilor. În timp ce planetele sunt calme, vă puteți implica în practici spirituale, meditație sau creativitate. Taur. Farmecul personal vă va permite să stabiliți parteneriatele necesare. Realizările anterioare vă vor permite să deschideți o afacere destul de promițătoare sau să finalizați un proiect important. O călătorie poate fi posibilă la mijlocul săptămânii. Cu toate acestea, este recomandabil să nu plecați departe de casă. Apoi, la sfârșitul săptămânii, puteți rezolva problemele familiei. Va începe o perioadă de înțelegere reciprocă completă. Marți nu va fi o zi bună pentru voi. În weekend, stelele și planetele vor înlocui energia destructivă cu energia creativă. Taurul va putea întâmpina noua lună cu un val pozitiv și va trebui să depună eforturi speciale în acest sens. De pe 2 noiembrie, viața Taurului va începe să se schimbe, așa că va fi util să vă schimbați situația, să vă relaxați și să faceți cumpărături. Reprezentanții acestui semn zodiacal pot fi preocupați de unele probleme referitoare la viața personală. Unii dintre voi vă puteți gândi la motivele singurătății. Va fi o perioadă de reflexie filozofică, dar nu vă cufundați prea mult în ea. Va fi mai bine să parcurgeți viața cu ușurință, fără gânduri negative. Concentrarea pe un mod pozitiv vă va ajuta la comunicarea cu cei dragi. Gemeni. Săptămâna aceasta, în afacerile profesionale, veți avea nevoie de o abordare neașteptată și o reacție bună la o situație în schimbare. Dar puteți conta pe rezultate rapide și profituri mari. Planetele vă sfătuiesc să vă relaxați. Totul în viața voastră va funcționa în cel mai bun mod. Trebuie doar să credeți și să așteptați. În viața personală veți găsi multe momente plăcute și tandre. Pentru a găsi fericirea, gemenii nu trebuie să găsească ceva, ci mai degrabă să scape de exces. Vorbim despre mai multe lucruri care vă împiedică să vedeți lumea în lumina potrivită. Vă îngenunchează reușita. Va fi timpul să vă identificați punctele slabe, pentru că fiecare dintre noi le avem. Atunci când comunicați cu oamenii, tactul va fi util, deoarece va contrasta plăcut cu emoționalitatea crescută a celorlalți. Astrologii vă recomandă săptămâna aceasta să vă ocupați de problemele de actualitate care nu pot fi amânate pentru mai târziu. Treburile gospodărești, munca și cumpărăturile, toate acestea vor afecta în bine starea de spirit a gemenilor. Rac. Ziua de luni promite o mulțime de lucruri serioase, dar va fi în interesul vostru să le tratați cu atenție. Este posibil să fiți nevoiți să ascultați pe cineva și să salvați ceea ce ați auzit. Veți avea o astfel de șansă marți și miercuri pentru a avansa pe scara carierei. Duminică încercați să ieșiți cu prietenii la o plimbare în oraș. Racii începe o perioadă destul de dificilă. La sfârșitul și chiar la începutul săptămânii, acești oameni pot fi copleșiți de necazuri minore neplăcute acasă, la birou, în dragoste sau în sfera financiară. Pentru a le face față vă va ajuta doar răbdarea și puțină perseverență. Nu renunțați la ceea ce ați început, deoarece racii sunt aproape de victorie.
Principalul lucru la junțiunea din octombrie și noiembrie este crearea energiei favorabile în casă. Pentru a face acest lucru va trebui să păstrați curățenia și de asemenea să nu vă certați. Chiar dacă racii se simt motivați și se grăbesc la buna dispoziție, astrologii nu îi sfătuiesc să facă toate lucrurile în același timp. Într-un moment atât de dificil ar trebui să fiți extrem de atenți și consecvenți. Leu. Săptămâna aceasta va trebui să stați ferm pe picioare și să începeți o ofensivă pe scară largă în aproape toate domeniile vieții. Acum nu va fi momentul să fiți leneși și să arătați apatie. Sprijinul acordat superiorilor sau autorităților vă va ajuta să scăpați de ostilitatea și intriga colegilor de la serviciu. Joi veți fi mulțumiți de noutăți. Sâmbătă planetele vă prevăd un loc de muncă total. Voi înșivă nu vă veți acorda niciun minut de pauză, făcându-vă planuri și stabilindu-vă noi obiective, cel puțin duminică dedicați-o odihnei. Oamenii din jurul leilor vor deveni mai receptivi și mai deschiși. În viața reprezentanților acestui semn începe o perioadă nouă, când aceștia își pot face prieteni noi, precum și pot scăpa de cunoștințele inutile cu persoane toxice. Planetele și stelele nu vor suferi în prezent nicio schimbare în sectorul energetic, așa că ar trebui să faceți lucruri obișnuite acasă și la locul de muncă. Leii ar trebui să-și dedice mai mult timp afacerilor dacă există vreun motiv de frustrare sau griji. Acest lucru va permite părților întunecate ale zodiei să rămână ascunse. Oamenii amabili și de ajutor trebuie să fie tratați cât mai pozitiv. Ajutorul în astfel de perioade rezolvă multe probleme. În același timp, este important să nu mergeți la extrem, deoarece altruismul excesiv nu duce la bine. Fecioară, săptămâna aceasta un punct important va fi simpla comunicare umană. Nu încercați să folosiți pe nimeni, nu manipulați pe nimeni. Trebuie doar să acordați atenție oamenilor din jurul vostru și informațiilor noi. Miercuri nu ar trebui să vă planificați treburi și întâlniri serioase. Încercați să vă controlați emoțiile negative. Ziua de joi vă poate mulțumi cu un impuls de energie și o dispoziție bună. Weekendul va fi potrivit pentru a începe niște reparații sau alte modificări legate de casă. Fecioarele ar trebui să învețe să se apere de vampirii energetici, pentru că săptămâna aceasta vor fi activi. Este indicat să alegeți mediul corect. Trebuie să comunicați mai mult cu prietenii și cu rudele, precum și cu cei care merită încredere deplină. La începutul săptămânii sunt posibile gânduri și temeri negative, complexele vechi și insultele vă pot reveni în minte. Asta înseamnă că va fi mai bine să vă amânați deciziile importante până la sfârșitul săptămânii de lucru sau în weekend, când energia stelelor și a planetelor va deveni mai creativă și mai predictibilă. Balanță. Arătați grozav, veți fi în formă, deci există o speranță reală ca norocul să nu se abată de la voi. Luni și joi sunt posibile întâlniri de afaceri constructive și promițătoare. Ele, cu orice noroc, vor deschide noi perspective atractive pentru voi. Miercuri există riscul de a vă certa în mod serios cu cei dragi, pentru un fleac. Săptămâna aceasta încercați să nu dezvăluiți nimănui planurile voastre. Concurenții nu vor dormi. Mai mult, paradoxal, acest lucru vă poate afecta viața personală. Pentru balanță va veni o perioadă în care se poate odihni și își poate schimba atmosfera sau viața. Pentru balanță va veni o perioadă în care se poate odihni, își poate schimba atmosfera sau viața. Puterea cuvintelor și a gândurilor îi va ajuta pe acești oameni să-și schimbe viitorul. Nu va fi nevoie să vă fie frică să vorbiți despre succesele voastre, să vă gândiți la cele bune și să vă străduiți să rezolvați problemele. Activitatea sporită va fi cheia succesului în această săptămână. Astrologii notează că la sfârșitul lunii octombrie va fi mai ușor pentru balanță să se adapteze schimbărilor, astfel încât să își poată căuta în siguranță un nou loc de muncă, să înceapă relații noi și să le transfere la un nou nivel. Achizițiile costisitoare vor fi de asemenea utile. Balanța este o persoană excesiv de visătoare, dar acum va fi avantajată. Scorpion, săptămâna aceasta veți găsi succes și profit. Toate planurile și aranjamentele voastre vor avea succes. Din orice situație puteți beneficia pentru voi. Vineri veți fi copleșiți de sentimente puternice, care vă vor crea dificultăți nu numai vouă, ci și altora. Încercați să nu vă pierdeți autocontrolul. Și amintiți-vă cât de importantă este iubirea în viața voastră. Scorpionii vor fi mai preocupați de viitor decât de trecut. Energia stelelor și a planetelor va fi foarte potrivită pentru a vă analiza viața și a vă fixa noi obiective. Vine o perioadă de activitate crescută în sfera afacerilor. Nu puteți pierde vremea în apropierea furtunii, deoarece această perioadă de timp va fi destul de dinamică. Dacă în afaceri și în muncă, scorpionii ar trebui să treacă de la cuvinte la acțiuni și să arate mai mult curaj, atunci în dragoste va fi mai bine doar să aruncați undița în apă și să așteptați. Va fi de nedorit acum să grăbiți lucrurile în sfera amoroasă. Săgetător. Săptămâna aceasta nu ar trebui să vă exagerați capacitățile și nu ar trebui să contați pe ajutorul altora. Va fi mai bine să subestimați într-o oarecare măsură cerințele. În acest caz veți putea evita dezamăgirile și conflictele.
Mai mult, sarcina principală va fi finalizată, iar lucrurile mici pot fi tratate ulterior. Încercați să nu evitați responsabilitatea și să răspundeți sincer la întrebările celor dragi. Afacerile de dragoste pentru săgetător vor fi foarte importante. A doua jumătate a săptămânii poate deveni mai plictisitoare și predispusă la critici. Va fi mai bine să nu răspundeți cu negativ la un alt negativ, astfel puteți provoca ceartă și discordie. În mod tradițional, se crede că săgetătorul adoră călătoriile și schimbarea de peisaj. În această săptămână va fi mai bine să evitați călătoriile lungi, precum și cumpărăturile grandioase. Trebuie să vă concentrați asupra muncii, asupra treburilor casnice și asupra liniștii sufletești. Energia de acasă va ajuta săgetătorul să-și recapete puterea și să rămână într-o formă bună. Capricorn. Săptămâna aceasta va fi marcată de spiritul și de darul persoasiunii. Puteți obține cu ușurință ceea ce vreți dacă doriți cu adevărat. Atenția celorlalți vă va atrage aproape împotriva voinței lor, de aceea este important să nu-i dezamăgiți pe cei de care aveți nevoie cu adevărat. Farmecul magnetic al personalității voastre amenință să dispară oarecum până la sfârșitul săptămânii. În viața personală nu grăbiți lucrurile. Dorința de stabilitate se va agrava, iar multe acțiuni vor fi orientate tocmai spre dobândirea ei. Pentru Capricorn, vine timpul activității crescute în sfera amoroasă. Reprezentanții singurei acestui semn vor putea găsi un suflet pereche dacă vor deveni mai activi și nu le va fi frică de cunoscuți. Va fi bine să nu uitați de verificările de compatibilitate, deoarece există riscul de a face o alegere greșită. La muncă, Capricornii așteaptă noi oportunități, în special cei care se angajează în activități creative. Norocul le va zâmbi acestor oameni, vor exista șanse de a fi promovați, de a câștiga mai mulți bani decât de obicei. În multe aspecte ar trebui să vă bazați pe intuiție, care vă va ajuta să luați decizii importante. Vărsător. La serviciu vă poate învârti un vârtej de lucruri urgente și destul de îngrozitoare. Luni și vineri, călătoriile de afaceri vor avea succes. Întâlnirile importante de marți și negocierile serioase de miercuri pot aduce rezultatele așteptate. Există o oportunitate bună de a construi relații cu partenerii și colegii, precum și de a folosi ajutorul ce vi se oferă prompt. Trebuie să vă monitorizați discursul pentru a nu fi într-o poziție ticăloasă. Dacă este posibil, lucrați de la distanță. Un mediu calm și confortabil vă face mai ușor să faceți față tuturor sarcinilor. Sâmbătă sunt posibile cheltuieli neașteptate pentru copii. Reprezentanții acestui semn vor avea ocazia să schimbe radical viața. La juncțiunea dintre octombrie și noiembrie vor trebui să se confrunte cu unele probleme la locul de muncă. În general, aceste 7 zile vor fi extrem de productive pentru vărsător. În sfera iubirii, acești oameni au nevoie de credință în ei înșiși, precum și de gândire pozitivă. Puteți face o impresie bună altora cu ajutorul optimismului și umorului. De asemenea, este importantă dorința de a ajuta într-o situație dificilă. Sensibilitatea este o calitate pe care cei mai mulți dintre noi o vom furniza la sfârșitul lunii octombrie. Pești. La începutul săptămânii este posibilă dezamăgirea din partea unor apropiați, dar asta nu este un motiv de frustrare. Un apel brusc și deja străluciți de fericire. Joi și vineri sunt zile aproape perfecte pentru pregătirea și implementarea planurilor serioase. Vineri veți avea idei deosebit de interesante, încercați să le scrieți pentru a nu pierde din vedere detaliile necesare, dar la prima vedere pot părea detalii nesemnificative. Până la sfârșitul săptămânii va veni un sentiment de pace și liniște. Peștii sunt unul dintre cele mai geloase semne zodiacale. Această calitate negativă s-ar putea agrava în această săptămână, dar va fi mai bine să nu arătați persoane iubite. Astrologii sfătuiesc pe pești să facă un efort pentru a scăpa de astfel de gânduri. În acest sens, munca îi va ajuta. Este important să vă aliniați spiritul de afaceri, deoarece pot apărea noi oportunități în acest domeniu. De asemenea, va fi util să faceți treburi casnice, curățenie. Viața se va transforma într-o direcție nouă, așa că trebuie să țineți bine pentru a nu pierde șansele bune. Este posibil ca în această săptămână să se întâmple câteva evenimente importante care să-i ajute pe pești să arunce o nouă privire asupra lumii în jur. Fiecare semn zodiacal are propriile sale avantaje în caracter. Acum este momentul să le arătăm și altora. Astfel, putem începe în ultima perioadă de toamnă corect și eficient. Stelele și planetele vor fi de partea noastră dacă ne stabilim un obiectiv și îl urmăm. Noroc și nu uita să faceți click pe butoane!